Te-ai apucat de sală și vrei să vezi rezultate cât mai rapid? Primul tău gând pentru a face asta este să mergi în fiecare zi la sală, crezând că așa vei scurta timpul și vei vedea rezultate mult mai repede. Când de fapt acest lucru este exact opusul. Eliminând pauzele între antrenamente, corpul tău nu are timp să se refacă, iar acest lucru va duce la un regres și nu progres. Nu funcționează așa, nu poți grăbi lucrurile și să sari peste anumite etape. David Goggins povestea în cartea lui Can't Hurt Me, o carte foarte bună, recomand să o citești. El a spus în carte că a avut probleme serioase de sănătate din cauza lipsei de odihnă și de recuperare. Fost pușcaș marin, dar și alergător de ultramaraton, ciclist și deținător de recorduri, alerga zilnic zeci, sute de kilometri fără pauză, iar într-o zi se simțea foarte slăbit. Mușchii de la picioare erau foarte contractați și nu mai putea să le miște. Sistemul imunitar era scăzut și stătea toată ziua în pat, credea că este paralizat. A făcut o grămadă de teste și toate arătau că este sănătos. Nu putea nici cum să afle ce se întâmplă cu el și care este cauza. Ei bine, a ajuns la supra-antrenament. Toate simptomele arătau acest lucru, febră musculară, picioarele foarte grele, sistem imunitar scăzut. Mușchii erau atât de contractați încât îngreuna circulația sângelui către picioare. Cum a reușit să treacă peste supra-antrenament a fost odihna, pauzele de recuperare și cel mai important pentru el a fost stretching-ul. Prin întinderea mușchilor, ușor a început să devină mai flexibil, mușchii să revină la forma inițială, iar sângele putea să circule mult mai ușor. Motivul pentru care mulți specialiști recomandă zilele de odihnă este acela de a permite mușchilor să se recupereze după orice daună suferită în timpul antrenamentelor și de a le permite să crească. Și numeroase studii științifice arată că zile de odihnă joacă într-adevăr un rol important în a ajuta să ne menținem o stare bună de sănătate și într-o formă bună. Pauzele între antrenamente înseamnă să te odihnești, relaxezi și să faci alte activități sau hobby-uri în afara sălii. Pentru majoritatea oamenilor, pauza este de 24 de ore între antrenamente. Însă, recuperarea este diferită în organism, iar diferite procese au nevoie de la câteva minute la câteva ore pentru a se reface. Am să-ți dau pe scurt câteva exemple din știința recuperării musculare. În acest video explic mai în detaliu ce se întâmplă în corp. Vei găsi linkul în descriere. Refacerea nivelului de ATP se realizează între 3-5 minute. Refacerea depozitelor de glicogen se realizează aproape 100% în 24 de ore. Antrenarea aceleiași grupe musculare are nevoie de minim 48 de ore de recuperare pentru a fi din nou antrenată. Între 48 și 72 de ore este durata optimă pentru susținerea adaptărilor celulare și moleculare care au ca rezultat hipertrofia musculară. Antrenamentele intense și lipsa pauzelor de recuperare duce pe termen scurt la exces funcțional, iar pe termen lung poate atinge supra-antrenamentul, care este ceva sever, de la probleme fiziologice, psihologice, sistem imunitar scăzut și așa mai departe. Sindromul supra-antrenamentului înseamnă simptome negative care poate duce până la sfârșit de carieră sportivă, iar acesta este un motiv suficient de solid să introduci pauze de odihnă între antrenamente. Acest sport este un maraton. Trebuie să ai răbdare, să fii perseverent și să ții cont de recuperare, altfel nu vei evolua. Nu grăbi lucrurile, ai grijă de corpul tău, iar când simți nevoia de o pauză, ia o pauză. Ascultă-ți corpul, pentru că el ne dă tot timpul semnale dacă ceva nu funcționează în parametrii normali. Trebuie doar să-l asculți. Sper că ai înțeles. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal, pentru că am pregătit clipuri interesante pe viitor.